Bună dimineața! Nu, nu sunt în Moldova, dar vorba și e. Moldovanul, indiferent de și corța lumea, ar și iectă-l unul la un exponat și-a făcut exact ca acasă, cuptor. Aici ce avem? Borș scăzut. Borș scăzut. Ia uitați-vă cum arată aici. Țuică! Bună dimineața, bună dimineața, s-o trezi dulceața, da, chiar și în Londra se bea cafeaua cu mâna dreaptă, se savugirizează. Bunișoară, dar de fapt vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru evenimentul de ieri, chiar dacă a fost cu mari, mari peripeții și noi credeam până în ultima secundă când noi o să anulăm acest eveniment. Mulțumim, a fost un eveniment extraordinar și mulțumesc tuturor oamenilor care apreciază munca mea și ceea ce fac eu. Da, e tare interesant, așa că vă pup, vă chis, am dus și m-am ușor în Londra, nu știu să vedem căprioarele, cerbii, ververițele. Ce avem noi la mic dejun, această familie, stăpâna casei, vină și tu încoa. Mulțumesc tare mult pentru primire și pentru tot, ca să fii tot perfect și una și alta și tot cele, tot omletă țărănească. Top. Ia uitați-vă cine ne așteaptă pe noi. Nu văd... Ce-a fost asta? Fietilor, băieți, noi ia uite, ia. Și uite cum stau mitele pe stradă, vin pentru casă la vecini. Asta-i pâine. Nu văd. Hai vin. Hai să mă degazii până... Hai să vine până la mână, nu cred. Nu cred, el a venit, Nina. El a venit până la mână, el e nebun. Îți mai dau-ți. Ia dă-ne un pup, tu, Nina. Da. Asta nu se teme deloc. Eee, tu da, ești nahalnic. De-o leac să te drăgănești și pe urmă, stai leac. Așa, ce Na, dă-i la asta, că asta nu se teme. Ei. Așa. S-a mușcat mâna? Da. Așa, hai. Am și eu pozică de rău. Nu te mișca, oprește în loc și gata. Asta e bucată mare. Cum vii și-o iei, ia arată. Așa. Chioc. La spate și la tine și mănâncă. Mă iubitul, vină cu... E atât de aproape. Iubițelul. Atât de aproape, mascul n-am văzut. Femeile, da, dar mascul n-am văzut niciodată atât de aproape. Wow. Ai, nu mâna, te rog! Stau, mă uit în față, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, în spate. Soarele, unde ești tu? Nică, dragă, nică, nici măcar o rază, măcar fă-te, vrei să arăt. Acum o să mergem pe Tower Bridge, renumitul pod din Londra. Aici este fosta închisoare a viedmilor, cele care făceau vrăj. Ia câte lăpădișoară. Da, și mai de frumos. Da. După care o să mergem la acea clădire care mi-e pare că e o flacără. O să mergem sus să vedem toată Londra. Care amândouă? Aha. Ia ca să începi chinul, poftim. Am un jumătate de ceas, trebuie să facem fotografii. E foarte frumos în Londra și vorba aia, ar fi păcat cumva să vii în Londra și soare și doamne ferești că trebuie să fii așa mai postomorât, mai cețos. Îți place? Da. Așa. Ia câte și moldoveii noștri dragi, care au grijă de noi. Și regula zice, dacă drapelul este pus sus, înseamnă că regele Charles este acasă, vrem să venim să... Dar care-i geamul? Unde e el doar? El știe că e mleancățul, vom să-l vadă. Sau nu? Iată, noi am nimerit exact în momentul când ei fac schimbarea de tură. Tura de zi, tura de noapte, probabil.
mătrășești. Aici se spunea că pe timpuri, acum nu se știe, asta de fapt spun cărțile, nu spun eu, pe timpuri locuia Luca Filat, dacă știți cine e, cineva pe aici. Nu știu, fie adevărat sau nu, dar se respectă. Mai departe, tot ceea ce spun cărțile, iată tot ce vedem aici, a fost construit de către moldovieni. Toate magazinele de firmă, tot. Mai departe, cu curiozități, acesta este magazinul Harrods, care este cel mai scump magazin din lume. Iată, sunt cele mai deosebite branduri și la fel, moldovenii aici au făcut diferite și fac în continuare. Ia ca omul îmi spune, că el știe. Deci, acum în premieră intrăm în cel mai scump magazin din lume. Au, deodată unii trebuie, deodată și ieși în plașe. Ia că uitați-vă cum arată magazin. Și toate brandurile lumii. Venchi sau Venci, nu știu cum corect. Eu am uitat, eu mai uit. Asta este cea mai scumpă ciocolată la fel din lumii. Ia că tău, dar cum miroase. Cum adică să fiu eu undeva în străinătate și nu mănânc oysters, care le ador, și prosecco, bineînțeles. Doamne, și de bune. Deci eu din 2019 tot aștept și aștept să ajung în Londra și iată-mă să aici după 4 ani de așteptare. S-a meritat așteptarea. Vremea e cam bună, frumoasă, dar asta e. Vedem farmicul și acestui cetățean. Ia ca să începi chinul, poftim. Am un jumătate de ceas, trebuie să facem fotografii. Noi, de fapt, acum nu suntem în Anglia, v-am mințit. Suntem la nordul Moldovei. Vedeți, se tăscuse paharul de sub, ca să fie și al doilea rând de mâncare. Încuietaj. Și. Psihotari la biceni. Gospodina, hai, trieși, dar... Ia câte, așa, bravo, da, n-am mâncat nică, azi, pune aici, pune că n-am mâncat, așa, bravo. Pune deasupra, Isa. Mai dă o farfurie și pune de-am al treilea etaj, la voi la nord așa.